În ciuda crizei pandemice, în ultimele două săptămâni, numărul locurilor de muncă oferite de angajatori cresc de la o săptămână la alta, semn că mediul de afaceri încearcă din răsputeri să supraviețuiască. În cursul acestei săptămâni, angajatorii nemțeni au o ofertă de 457 de locuri de muncă prin cele trei agenții locale din Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț. Pentru această săptămână, agenții economice au comunicat un număr de 458 de locuri de muncă vacante, în creștere față de săptămâna trecută. Cele mai multe rămân pe zona Roman și municipiul Roman, în număr de 174, urmate de cele din zona Piatra Neamț, în număr de 168, iar pentru cei care își caută un loc de muncă și locuiesc în orașul Târgu Neamț sau zona Târgu Neamț, sunt anunțate 116 locuri de muncă vacante. Pe zona Roman, preponderente sunt locurile de muncă în industria confecțiilor, iar pe zona Piatra Neamț și zona Târgu Neamț, preponderente sunt locurile de muncă în comerț și servicii. Pentru cei cu studii superioare, din acest total de 458, sunt doar 5 locuri vacante, respectiv un inginer mecanic la Piatra Neamț, la Roman un economist și un inginer electric, iar pe zona Târgu Neamț un inginer zootehnist și un medic veterinar.